Salut și bine ați venit pe al doilea cel mai bun canal din România după Edi Grozavu. Astăzi jucăm din nou Brawl Stars. Direct Brawl Stars. Episodul trecut v-am zis 300 de like-uri pentru următorul episod. Aproape, suntem pe la 250. Acum până la urmă se facă 300 în vreo câteva săptămâni, deci practic. A fost interesul destul de mare încât să continui seria, dar deal-ul rămâne același pentru următorul episod. Data asta faceți 300. Și dacă sunteți noi, dați subscribe pentru că probabil sunteți mulți noi care v-a atras doar pe faptul că mă joc Brawl Stars. Dar postez mult mai multe chestii și postez și pe canal, am și un canal principal unde și mai. Deci intrați și acolo. Acum câteva zile a fost un fel de, nu știu, promoție sau event special în shop pe Brawl Stars și a fost o chestie cu 100 de star drop-uri. Le-am deschis și eu când s-a întâmplat și am și filmat. Guys, repede! Cred că sunt pe la 20 ceva, nu mi-a picat mai nimic interesant. Rar ca șansele mele să ating o femeie. Un mythical. Dă-mi un mythical, te rog. Te rog? Te-am rugat, frate. Încă te rog. Bă, n-o să treacă de super rar? Bine, am avut și epic, da. Vreau mai mult. Îmi place că jocul ăsta pornește la rar. Majoritatea jocurilor pornesc de la common, Brawl Stars pornește la rar, mamă, dar o să am bani după dropurile astea. Deci erau 100 de dropuri în shop, gratis. Nu știu exact care e evenimentul, dar bine, mi se pare că genul ăsta de dropuri ampulea o să cam destabilizeze joc. O să fac o inflație. Mamă, și XP dau. Mythic! Ia! Brawl, no! Brawler, no! Mi-a dat skin la Mythic. Ce ar trebui să fac eu cu skin-ul? Ce ți se pare că mă joc CS? Dacă puteam să vând skin-uri mai înțelegeam, dar... Mamă, cred că asta e încercarea jocului, să te facă să joci Mythic. Brawler! E skin iar. Nu mai pot. Cum e un skin Mythic? Cui pasă că ai o haină pe tine? Vreau un Brawler nou să experimentez. Chiar sunt curios câți bani o să am după drop-ul ăsta. Legendary! Îmi trebuie power level 11. Iar legendar! Bă! Brawler nou! Bă, dar măcar dacă îmi dădea pe un brawler mai interesant skin, îmi dă pe Nita, f***u-s morții. Bă, legendar pe CS ar fi însemnat un cuțit. Eu primesc skin pe Nita. Nici măcar n-am... Ok, o să îi dau în locul un gem. Ia, pe care să deblochez următorul. Tara. Bă, dar mă jur că pe Tara o avem. Mortis nu l-am? E Caterinca, că face așa, se mișcă așa, Ia, vreau să joc un match cu Bibi. Să-i dau câteva upgrade-uri. Pac. Prea mult vrei. Nu ești atât de interesantă. De fapt, hai să vedem cât de interesantă ești. Nu, brawl, basketball. Îmi place că la primele rancuri joci efectiv cu boți. Adică, nu știu dacă chiar sunt boți sau sunt player foarte proști. Dar e foarte ușor. La... Ce naiba? Ah, dă cu bule? Ok, a fost cea mai proastă folosire ultimate. Ha, mă, dă-i o da... Bă, unde se duce? Ah, vrea să dea de 3. Bă, ce e numele ăla? Trofee escape, a, perfect. Foarte bun modul ăsta, că e lejer. Ce îmi faci foarte multe trofee. Edgar. Nu pleca din viața mea. Nu pleca, no! Adică s-au făcut multe trofee, dacă e. Uite cum paște cu... Dă-te! Efectiv era o grămadă de trofee în stânga, aici nu s-a să lasă ea, ce imbecil. Ok, și asta s-a întâmplat după cele 100 de star drop-uri, între timp de la ultimul episod, care cred că a fost acum vreo săptămână. Nu, cred că a fost vreo două săptămâni. Dar am ajuns, deci l-am primit pe Edgar între timp, chiar ziceam episodul trecut că aș vrea să îl iau pe Edgar și l-am luat și efectiv am făcut cel mai mare rank cu el, dintre toți brawlerii mei de aici. Cred că mi-a mai... am primit-o și pe Bibi. Mai e cineva în comentarii să-mi fac, aș putea să-mi fac propriul club. Acum nu știu ce fac, ce se întâmplă în cluburile astea, pentru că nu cred că aș avea neapărat timp sau interes să mă dedic unui club, să fac un club ca lumea. Pentru că dacă oamenii sunt în clubul meu, cred că trebuie să fie doar în clubul meu. Și nu știu câte chiar poate să aibă de oferit acest club. Stai să văd cum arată totuși treaba asta cu... uite aici, club. N-am intrat niciodată într-un club. Create club. Costă bani? 100 de...
Am de doar 1400. Nu știu ce include să faci într-un club de ăsta. Ok, știi ceva? Rămâne o chestie pentru episodul următor. Hai să vedem ce quest-uri am momentan. Vreau să mai fac rank-ul. Momentan sunt un... Ce dracu sunt? Silver? Silver 1. Mamă, îmi dă și Star Drop mitic. Facem Road to Masters. Hai că facem dacă e. Ok, hai că îmi fac totuși un club. Și vedem ce se întâmplă pe parcurs. Ce nume să-i pun? Vreau să pun numele Găozari, dar e un joc destul de family friendly. Grozăvei e puțin cam cringe. Mandache. Dacă n-aveți idee cine e Mandache, uitați-vă pe canalul principal la cumpăr ce vând românii pe OLX și o să înțelegeți contextul. E un băiat de treabă, Mandache, așa că o să-i dedic acest clan. Ok! Deci dacă vreți să intrați în club, se numește Mandache, vedeți și tag-ul acolo. Nu știu ce se fac în cluburile astea, probabil o să mai spuneți voi. Oricum mă joc destul de des jocul ăsta, deci dacă e, nu știu, e chestii pe războaie, cum e în Clash of Clans sau ceva, dacă e cazul, vedem, vedem. Ok, prima oară vreau să fac quest-ul. De fapt, pot să fac quest-urile și în timp ce joc la rank. De fapt, n-am brawleri pentru niciun dintre ăștia nu-i la rank. Ok, hai să jucăm atunci de antrenament cu Dina Mike. Mi-am luat gadgetul ăsta de gen de freeze cu bombele și mi se pare foarte OP dacă chiar îl nimerești, dacă chiar nimerești pe cineva. Ah, dar și eu iau un mic. Bă, dar ceilalți nu văd că prea ies. Ok, hai să încerc un... Ia, muie! Fii atent că o să iau prin surprindere. S-ar un bomba asta, plâng copii. Bă, dar ăștia unde sunt? Coi, unde s-au spawnat? Ah, e ăla cu... Pa, bă. Knockout e ăla în care... Gen, trebuie să-i omor pe toți, ok. Efectiv, am făcut triple kill, ești prost. Trebuie să iau puțin prin surprindere, să nu fugă de bombe. Da, pula. Ia-o! Unde e, mă? Bă, cum dracu nu l-a luat? A omorât pe unul, ok. Nice. Dă-i că-l țin! Dă-i! Bine, mă, băiatule! Nu știu câte kill-uri am făcut, trebuie să omor 15... Enemies. Chiar e să jucăm duo showdown. Ce naiba e lagul ăsta? Oh, sunt cu Edgar. Efectiv ieșim pe primul loc. Dacă joacă ăsta bine. Cum de nu m-am gândit, bă, că poate să-ți vine tufișul ăla? Bă, fugi. Să moară băieții. Fugi că pierdem o grămadă. Nu știu dacă tu pierzi o grămadă de trofee, dar eu sigur pierd multe. N-avem nici power-up-uri. Am belit. Hai pe ăla. Hai că se bat. Ne batem și noi. Dă-i. Sar pe el, că n-are treabă. Sar pe el. Sar, Edgar, că ai ultimată. Hai, te-ai căcat în el. O să și mori. Vai de pula. Ce satisfăcător a fost. Lasă-mă. Nu. Bă, m-am belit. Am belit-o. Nu. Bă. Bă, ești nebun? Nu, arătat. Bă, ăsta aici, ăsta l-ai văzut, nu muri, nu, eu ce dracu-i fac? Nu, Dumnezeule mare, nu, dă-i în gură, l-am băbuit, dă-i, yes, băieții mei, așa se joacă. Bă, ce faci, mă, cu cine te bați? Bă, nu muri, hai că-l jucăm, ok. Nu-l jucăm. Nu prea se duc departe bombele mele. Acum! Ok. Nu. Nu, ăla e rău. Pa, bă. Ok. Cred că suntem pregătiți de ranked. Da, dacă nu e clar, Edgar a devenit brawlerul meu preferat. Ok. Ăsta cu fotbal. Pe cine să iau la fotbal? Văd că ăștia nu ia pe nimeni. Ok. Ăla deja l-a luat pe Edgar. Cred că îmi trebuie unul mai mare. Ah, nu l-a luat pe Edgar. Am mingea. Nu mai am mingea. M-am dus puțin prea departe. M-am dus, nu știu ce e ăla. E de, știam ce gadget am. Bă. Ține-l. Bă, l-am ratat. Ok. Ia, se duce cineva în față, se duce pe drag. Hai că-l joc. Nu-l joc. De ce am dat mingea încolo? Lasă-mă. Ok. Nu. Dai, rupe. Nu mai am. Ok. Țin ocupat. Bravo. Rusu. Hai, Rusia. Bă, ce dracu? Cine mi-a dat atât de... Ok. Nu știu cum am murit. Bă. Ok. Hai, bă, mai trebuie doar să ținem puțin de... Bă, e poarta... E...
Nu, unde-i mingea? Nu, 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 nu! Cu 3 secunde înainte. Nu, ok, nu știu cum o să-i batem pe ăștia, va trebui să... Dar nu muriți, că de-aia pierdem, bă. Dar de ce ne folosim și noi creierul ăla? Ok, am pierdut, literalmente. De ce n-a... De ce ăla trăgea altul în loc să tragă în ăla cu mingea? Păi era efectiv meciul nostru. Ok, o să joc direct cu Edgar. A, nu, ăsta e Hot Zone. Am crezut că e Gem Grab. Mamă, cât au luat. Stai că trebuie să-mi revin și după aia mă duc eu pe ei. Să-i țin ocupați, să-i țin ocupați, să-i țin ocupați, să-i țin ocupați. Pa. Nu. Ce are mă de dă bomba aia, că face gaură. Ah, shit, mi-a dat gadgetul prost. Te-aia, dracu. Vă bat pe toți, vă bat pe toți trei să moară mama. Am bătut doi. Bă, ce naiba-i damage-ul ăla care rămâne pe mine? Am venit unul în cerc. Bă, ce oameni. Doamne, deci uite ce le-am făcut, bă, băiatule. Deci Edgar e mult prea OP. Hai măcar să ajungem în gold în episodul ăsta. Ar fi superb. Nu știu ce e Gem Grab. Nu știu dacă e foarte folositor pe mapa asta Edgar, dar... Doamne ajută. We have to believe. Dacă joc așa mai strategic... Ok, n-am jucat foarte strategic. Literalmente. O să mor. Pa, bă. Vino mă încoa. Nu, îmi dă ultimat. Ok. Nu mai am niciun fel de tufiș. Aha, mi-am și ratat ultimat. Bă, măcar să rămână asta în spate. Stai mă în spate, nu mai veni încoa. Care e problema ta? De ce trebuie să fii și tu? Easy. Easy și ton. Mi-am bătut Silver 2. Deci efectiv și cu random pot să câștig. Băi, n-o dați mă cu mine. Doamne, am primit un spray. Ce naiba să fac un spray? Nu știu, n-am stat să analizez combinațiile de brawler pe internet sau strategii sau chestii. Efectiv, merg și eu după propriul meu creier. Sunt puțin cărat, not gonna lie. Tute! Bă, n-aruncă ăsta prea destul de departe. Mamă, am jucat-o prost rău de tot. Ăștia mai au una și fac ăla. Bă, bubuie, dă-te, drecu. Hai, fugi acum. Nu! 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 Dar ăștia au și power level-uri mari. Eu efectiv sunt la limit acolo cu 9. Cum dracu au 10 și 11 în silver? Ok, am înțeles. Doamne, a luat-o imediat pe Edgar. Că ăsta l-are pe ăla cu rachetele. Ăla eu pe două. A luat rachetuța. Yay! Ok, ăla a venit ca... Bulangiu. Eu cred că nu o să ating pe nimeni meciul ăsta, să moară băieți. Bă, dar lasă-mă, Vere! Uite și tu cum... Doamne, nu... Bă, dar atacă-l și tu! Vezi că e ăla invizibil. Yes! Javră ordinar. Momentan conducem. Bă, de ce ăla vine fix spre mine? Ce-au cu mine? Nu! Mi-a dispărut ultima ta exact atunci. Moartă-te, dracu! Omoară-mă! Cu AMB. Oh. Câștigat! Yes! Iar a ciordit-o, bă, pe Edgar. Dacă prinzi un enemy, ca lumea, cu hitul un Nani, dai cel puțin 4000. Cel puțin ar fi vreo 1000. N-am nimerit pe nimeni, nici prost. Asta e că ăsta e knockout. Bă, ce proști a ales ăla brawlerul. Lasă-mă pace. Bă, vine ăsta fix spre mine. Dă-i! Ok. Bă, dar ce greu e de controlat asta. Dă-i, rupe-l! Bravo, mă. Bravo, mă. Yes! Oh. Ce am rat. Bravo, mă, Edgar. Bă, dar s-a băgat ca o... Ok, am mârlit singur. Nici nu mi-am dat gadget-ul și ăla e afk. Da. Doamne, am ratat cu aia. Nu mai pot. Bă, dar nu mă ajută nimeni! Ăsta stă ca mielul în bază, futu-s morții mătii de orfan prost. Doamne, să uite exact. Lasă-mă. Bă, ce greu. Dar aici nu bubuie când... A, pula în el. Ok, ăsta a fost și episodul al doilea de Brawl Stars. Road to Mythic. Sau Masters, cum nu mai știu cum era rancul ăla. Ce dracu mi-a căzut? Ești tu ce a putut să-mi cadă de la birou. Ok. Nu cred că o să mai joc cu random la ranked. Dacă vreți să jucați cu mine, intrați în club și probabil o să iau oameni de acolo când mai filmez. Da, ăsta a fost episodul. Like pentru episodul următor. Pa, 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 pa.